Salutare prieteni și bun venit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum se realizează un website numai din Photoshop. Așa că deschidem ultima versiune de care dispunem și anume CS5, dar bineînțeles că se pot folosi și alte versiuni. După care facem o nouă compoziție, File, New și de la Preset mergem la Web. Dimensiunea va fi 1280 pe 1024 și dăm OK. Aveți grijă ca background să fie white. Bun. Și acum ne vom folosi de un gradient și anume unul negru spre transparent. Dăm OK. Opacitatea o să o scădem la 50% și acum ținând apăsat Shift tragem de sus în jos. Un pic mai mare. Bun, și acum de jos în sus. Avem un background foarte frumos acum. Următoarea mișcare va fi să realizăm un banner sau un header, cum vreți să-i spuneți. Pentru asta deschidem altă nouă compoziție de dimensiunea 1280 pe 175. Bineînțeles că și aici dimensiunile pot varia. Background tot white, pentru că îl vom colora tot cu un gradient albastru de data asta și ne bazăm pe culori web 2.0, adică gradienți foarte subtili, nu culori foarte diferite, așa că vom începe cu un albastru închis. Dăm click aici și mai facem o culoare. O să folosim de data aceasta un albastru mai deschis. Și o să mergem mai departe cu un albastru și mai deschis. S-ar putea să eliminăm gradientul de la mijloc sau poate nu. Cred că așa e cel mai bine. Dăm OK. Opacitatea o creștem la 100% și tragem de sus în jos, apăsând Shift, bineînțeles. Haideți să încercăm și invers, cred că așa este cel mai bine. Se poate observa o mică diferență, însă nu este foarte mare. Bun, și acum selectăm unealta de text, culoarea alb obligatoriu și mărim puțin fontul. Cred că 40 este o dimensiune foarte bună. Și scriem aici website-ul meu. După cum vedeți, spațiul dintre litere este foarte mare, așa că vom deschide dialogul cu setări pentru text și vom micșora spațiul dintre litere. Cred că așa este cel mai bine. Și o să mai mărim puțin fontul. Bun, acum apăsând acest buton, după care Blending Options, pentru a-i da un Drop Shadow. Distanța o vom micșora, size-ul la fel îl micșorăm. Dacă mai dăm un pic de distanță și să fie perfect așa, îi dăm un stroke cu negru, bineînțeles. Dimensiunea o să o facem, haideți să vedem, cred că 4 este perfect. Dăm OK. Știți, în Photoshop întotdeauna este vorba despre experimentare. Mai deschidem o dată unealta de text și micșorăm un pic. Pentru că vom face și o descriere pentru acest site. Și vom scrie, de exemplu, acesta este website-ul meu. Bun. Și acum, ca să se încadreze perfect sub acest titlu mare, ne vom folosi la fel de distanța dintre litere și o vom crește la 100, aș zice eu. Bun, acum se încadrează perfect. Ne folosim de săgeți pentru a centra perfect textul. Apăsând Ctrl, selectăm ambele layere și le poziționăm în partea stângă cât mai la mijloc. Dacă dispuneți și de un logo, puteți să-l puneți în partea aceasta sau chiar în partea stângă înainte de textul din logo.
Acum putem să îl salvăm, așa că apăsăm Ctrl S și o să facem un folder nou unde o să salvăm ca header în formatul PNG, deoarece este de calitate foarte mare. Bun, acum ținând tasta control apăsată, apăsăm și A pentru a selecta întreg conținutul. Bun, și acum Ctrl C pentru a copia header-ul. Stați un pic, haideți să-l tragem așa. Selectăm cu Ctrl toate trei layerele și le tragem aici. Acum cred că putem micșora și tragem header-ul în spațiul său. După cum puteți vedea, se potrivește. Acum putem deschide încă o compoziție, de data aceasta mai îngustă, aceeași lățime, însă mult mai scurt sau înălțimea mult mai mică. O vom face de, haideți să zicem, 30 de pixeli. Nu, o facem mai mare. Să spunem 38 de pixeli. Și acum, folosindu-ne de, haideți să încercăm cu un gradient, dar să-l facem un pic mai deschis față de cel din header. Vom începe cu această culoare și aceasta e potrivită. Din păcate nu se prea observă o mare diferență, așa că va trebui să mai închidem culoarea aceasta. Și ținând Shift apăsat, bun, avem acum o bară de navigație. Și acum mărim un pic imaginea și folosindu-ne de Single Column Marquee Tool, selectăm cam atât este de ajuns și facem un nou layer. Dăm fill. Vom folosi alb, de ce nu? Și dăm OK. Acum putem să mai micșorăm un pic din opacitate. Bun, și acum folosindu-ne de unealta de text, scriem aici, facem un buton home, adică acasă. Așa, îl punem și noi aici. Sau dacă vreți să fiți exact, folosim rectangular marquee tool și selectăm întreg spațiul. După care dăm click pe acasă și îi dăm și noi center. Bun, și așa vom face pentru fiecare căsuță, de exemplu despre sau acasă, contact, parteneriate, cam orice. Eu o să dau copy-paste, dăm duplicate layers, ok, și o să trag de ele așa. Bun, acum edităm aici să nu mai scrie acasă, scriem și noi despre. Bun, acum mai dăm un duplicate. Tragem iarăși spre dreapta și scriem aici contact. Bun, acum că avem o bară de navigație, selectăm toate layerele apăsând Shift și dăm pe primul și pe ultimul layer, le mutăm aici în compoziția principală. Bun, și aici tragem și noi de bara de navigație să fie sub header. Bun, și acum haideți să facem și un footer, adică bara de jos de aici în care spunem și noi copyright Google XXL sau știu și eu cum te cheamă pe tine. Vom face mai lată 40 de pixeli, însă aceeași lungime. Ne vom folosi de același gradient, ținând apăsat Shift. Bun, și acum
Din păcate, va trebui să deschidem alt program, așa că mergem în accessories și ar trebui să găsim sau mai bine dăm un search pe Google că avem nevoie de un caracter anume. Să vedem dacă îl găsim pe Wikipedia. Bun, din păcate pe Wikipedia n-am găsit nimic, dar pe prima pagină Google vedem acest semn C de la copyright. Mergem aici și dăm și noi text, paste și scriem copyright 2011 Scraps blog. Bun, îl dăm și noi în stânga și încercăm să îl centrăm. Așa, l-am centrat. Bun. Și în dreapta putem scrie altceva, de exemplu, sitemap. Acum, cred că e de ajuns pentru footer. La fel, tragem layerele în compoziția principală și le poziționăm. E bine, acesta ar fi un layout simplu. Aproape am terminat. Tot ce trebuie să facem este să mai introducem ceva conținut.